Organizația Somelierilor din România 2011. De ce ne numim 2011? Suntem cea mai nou înființată organizație de somelieri în anul 2011 și care am avut, să spunem, în piață evoluția cea mai rapidă dintre toate asociațiile și organizațiile de somelieri. Într-un an de zile ne-am dublat numărul de membri. Am reușit să ne înscriem în Federația Somelierilor din România, încercând să cumulăm tot ceea ce există mai bun printre profesioniștii din România în această federație. Scopul acestei organizații este foarte, foarte clar pentru toată lumea, în special pentru noi somelieri, și este acela de a transmite cultura vinului în rândul consumatorilor. Ei sunt cei care, bineînțeles, trebuie să apreciați, trebuie să serviți, trebuie să stimați și, bineînțeles, învăluiți în această poveste care este atât de frumoasă a vinului. O organizație de somelieri în permanent sunt construite pentru, să spunem așa, a strânge într-un singur nucleu un grup de profesioniști care pot instrui la rândul lor tinerii ce vin în, să se alăture acestor organizații, acestor asociații. Ceea ce am reușit noi și ne mândrim, să spunem, cu această realizare a noastră este înscrierea în această federație care a culminat cu deschiderea unei școli de somelieri, Som Academy am denumit-o, pentru că, într-adevăr, cei care vor preda aici sunt profesori și chiar academicieni. Facem o mică precizare că am fost deosebit de onorați ca domnul profesor Valeriu Cotea, domnul profesor Popa Dorin din Oradea, domnul profesor Dan Bogur, doctor Cătălin Păduraru, Cătălin Gălan, enologii vestiți ai României, precum Liviu Grigorică, Otilia Chiriță, Cătălin Zafir, profesori de istorie, Marius Cristian din Iași, au fost alături de noi și au promis susținerea acestei școli prin cursurile pe care le vor susține domniile lor. Noi, somelierii, vom preda doar partea de somelărie. Acești renumiți profesori vor susține cursurile pentru somelieri și în același timp vor participa la examenele de absolvire. Cred că suntem una dintre, sau cel puțin ne dorim să fim una dintre singurele școli din România unde diplomele nu se iau pe bani. Nu asta ne interesează, avem nevoie de oameni pregătiți, de valorile noastre pe care să le scoatem în evidență, pe care să le promovăm și care să ne reprezinte pe viitor în lumea somelăriei internaționale. Sper să reușim acest lucru în doar 3 ani de zile, încă nu am împlinit 3 ani, în septembrie vom aniversa cei 3 ani de existență ai OSR-ului. Am reușit să facem foarte multe lucruri, deși somelăria în România există cam din anul 1996. Deci, noi am reușit în acești 3 ani de zile să facem pași pe care nu i-au reușit ceilalți dintr-un singur motiv, ca să o spunem cinstit, orgoliu personal. Acesta a distrus întotdeauna interesul de grup. Ăsta este motivul pentru care OSR a hotărât să se afilieze federației, să demonstreze că suntem deschiși și că dorim să facem parte dintr-o federație la care să se alăture și celelalte asociații și, bineînțeles, ca în fotbal, Federația de Fotbal a României să conducă campionatul, unde joacă și Steaua și Dinamo și Rapid și alții. Vrem să creăm competiții intersomelieri, interasociații, interorganizații și să avem un adevărat câștigător al campionatului din România. Ceea ce s-a întâmplat până acum, știm cu toții, am adus campioni de afară, români, e adevărat, dar care trăiesc în străinătate. Au câștigat campionatele noastre naționale, dar noi, personal, nu am contribuit cu nimic la pregătirea acestora. Ăsta este unul din motivele pentru care am realizat un alt fel de manual al somelierului. Uitați asta. Este ultima realizare a organizației noastre, un manual care va ajuta la pregătirea tuturor somelierilor din România prin întrebări
răspunsuri, variante de răspuns și descrierea acestor răspunsuri într-un mod foarte clar după care somelierul se poate pregăti. Era atât de necesar acest manual încât întregul colectiv al organizației somelierilor din România și-a dat mâna și-a adus contribuția la realizarea lui. Nu pot să spun decât că educația în țara noastră nu este susținută de absolut nimeni și găsim cu greu asemenea oameni, mă refer la Casa de Vinuri Cotnari, care a susținut acest proiect, crede în noi și ne-a promis că ne va sprijini și pe viitor. Cred că asemenea inițiative ar trebui să le aibă toți producătorii din România, să susțină organizațiile de somelieri și munca acestora în a dezvolta cultura vinului atât de importantă pentru consumatorul.